un latte macchiato și o doză de Fanta. Și totul m-a costat 10 euro. Eu cred că e mai ieftin chiar și decât în România. Oh, salutare tuturor și bună dimineața! Astăzi vreau să începem videoclipul puțin altfel, așa că am hotărât astăzi să mânc înainte să plec și să filmez în locul care vreau să vi-l arăt astăzi. Ieri eram în Miami, astăzi vreau să merg în China, în ghilimele bineînțeles. Vreau să descoper un loc, Palatul Imperial îi spune, și vreau să văd dacă pot să-l găsesc și pe ăsta. Și tot cu scooterul meu o să merg până acolo, deci ne vedem mai încolo. Mi-am făcut o rutină ca atunci după ce mănânc să stau așa în liniște, să nu aud pe nimeni, să nu aud mașini în jurul meu și să mă relaxez 10 minute, 20 de minute și după aia am să merg la locul de care v-am spus. Ideea e că e puțin departe, adică sunt 10 km până acolo doar dus și întors încă 10 și mă gândeam să nu mă duc doar cu trotineta pentru că mi-e frică să nu mă lase, adică să-mi se termine bateria și după aia să nu mai am ce să mă întorc. Așa că o să mă duc cu trenul până în centrul orașului și de acolo am să merg cu trotineta pentru că din centru nu mai e așa mult. Eu acum sunt undeva în afara orașului și am vreo 10 km până în centru și din centru încă puțin până la locul acela. Băi, nasoală treaba asta. Mă costă mai mult biletul dus întors decât m-a costat pizza. Băi, deci am ajuns și am fața asta pentru că de-aia arată în mare fel. Adică nici nu mă așteptam să arate chiar așa.